fel ca în multe alte județe unde a fost în ultima perioadă, ministrul dezvoltării Ceche Atila a promis că va acorda susținere totală primarilor care vor să construiască creșe în localitățile lor. Inclusiv în Pitești ar fi nevoie, conform ministrului, de 3 astfel de creșe, din informațiile oferite acestuia de primarul Cristian Gentea. Ceche Atila a subliniat că pentru el construirea de creșe este un obiectiv prioritar, deoarece România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul de creșe. Oficialul a explicat că în acest moment sunt 368 de creșe în toată țara. Vor fi 3 tipuri de creșe. Creșe pentru 4-5 grupe de copii, pentru 6-7 grupe de copii și pentru 10-11 grupe de copii. La întâlnirea cu autoritățile locale și județene, respectiv evident cu instituția prefectului județului Argeș, am prezentat și câteva dintre oportunitățile pe care vor exista în perioada următoare și fac aici referire la acest program de construcție de creșe pentru care a fost lansat de ministerul pe care îl conduc și care va avea o finanțare în primă fază din bugetul de stat, buget asigurat de guvern, de Ministerul Dezvoltării, și acest proiect este prevăzut ca fiind spre finanțare și în Planul Național de Redresare și Reziliență, cu o finanțare de 370 de milioane de euro, 200 de creșe. Dar până ajungem acolo, acest proiect este demarat, a fost prezentat public. Compania Națională de Investiții va lucra la studiul de fezabilitate. Vor fi 3 tipuri, 3 nivele de creșe. Creșe pentru 4-5 grupe de copii, pentru 6-7 și pentru 10-11 grupe de copii. Am îndemnat primarii și autoritățile locale și din Pitești și din județ să fac o evaluare a necesității din ceea ce cunoaștem noi și din alte județe, dar și din aceste discuții de azi. E o nevoie stringentă de infrastructură de creșe și în județul Argeș, așa cum e nevoie și în alte județe. Exact de aceea acesta este un program guvernamental prioritar, pentru că această nevoie de infrastructură de creșe este stringentă. Finanțarea va veni, cum vă spuneam, de la Ministerul Dezvoltării, respectiv PNRR. Toată finanțarea, autoritățile locale trebuie să găsească terenurile disponibile, aflate în domeniul public al UAT-ului și respectiv să-și asume conectarea, dacă vreți, la rețelele edilitare. Și sigur vom cere și o justificare în ceea ce privește numărul de copii și perspectiva copiilor pentru a construi creșe acolo unde această perspectivă ne îndeamnă să construim creșe. Urmând ca după ce avem studiul de fezabilitate, în funcție de cererile primite și de documentațiile primite, să demarăm procedurile de achiziție publică și pentru județul Argeș, și pentru municipiul Pitești, și pentru alte municipii și orașe din județul Argeș, dacă există o asemenea dorință. Și în funcție de procedurile de achiziție publică, chiar aș preconiza că există posibilitatea, în funcție evident de achiziția publică, ca anul acesta să semnăm deja primele contracte de proiectare și execuție.